Eu prezint o rulotă vintage, Vipert, casă regală cu blazon. O rulotă specială din 83, două zone de dormit, destul de ușoară, la dimensiunea ei are 5,50 m și cu proțapul 1,5 m, deci cam 6 metri cu tot cu proțap. 5,50 m, 1200 de kilograme MMA, deci destul de ușor, în jur de 1000 masă proprie. Uite blazonul. Și hai să vă spun detalii despre această rulotă. Cuplă obișnuită, simplă, priză pe 13 pin, atelier mare. Aici în față a avut prinsă acea cutie care este a fost lovită, deteriorată, în fine, și eu nu mai am adus în Germania, cam așa arată. Nu știu dacă se poate lua, eu nu aș pune altă cutie, clar, una mai mică. E rotunjit așa, vintage, și o rulotă tank, deci asta e rulota cu care pleci la război cu ea. Uitați-vă ce bandouri are și os, făcută ca pe vremuri, ramă metalică la geamuri. Făcută cum se făceau lucrurile pe vremuri și e prima rulotă care are șasiu de jur împrejur. Deci nu are doar elementele acestea, ci are cadru. O să vadă și în spate, podeaua os, poate are și para de calare originală, amortizoare. A avut în față aici o fisură pe care am reparat-o, nu intra apă pe nicăieri. Deci de toate bandourile sunt late cu garnituri pe ele, cum n-ați mai văzut. Blazon frumos, uite un alt bandou sus. Nu e lovită, deci o rulotă care a stat la un castel. Stă la un castel pentru pază, deci nu e frecat așa ca pentru locuit în ea. Uite și pana asta e originală pe ea. Uite ce capace are la roți. Ce am făcut aici? Casă regală. Geamul de la dormitor. Șine bine lipite. Deci din 86, așa ceva. Eu am luat-o că e tank. Ia uite și suportul de număr. Are documentele de Germania și numărul original de Germania. Încă pe ea. Nu este înmatriculată. Mai costă în jur de 200 de euro rarul și matricularea. Vă spuneam de frame, da? Frame metalic de jur împrejur. Avem și cățel de probă, picioarele, podeaua os, n-are infiltrații, deci la vârsta ei cum se făceau pe vremuri nemuritoare. Uite, nici măcar nu sună pas cu pumnul în ea, așa de robustă e. Cine vrea să-și amenajeze o super rulotă, asta are potențial, are cadru, grilele de la frigider, roți mari, lumina de cort, sistemele de prindere pentru cort, nu are cort, n-a avut cort, așa a venit. Aici avem o priză de alimentare la 230, la exterior, aici a avut un sistem, două cleme, eu le-am scos și am acoperit găurile, le-am pus frumos, organizat. Plăcuța. Să facem un focus. 1200, asta înseamnă că e în jur de 1000. Masă proprie, scară n-a avut, i-am pus noi. Focusul. Și să intrăm la interior. Ușa din două bucăți cu aerisire. Jos are linoleum. Și aici avem o zonă de dormit sau de masă, deci se poate face și pat, poate să rămână și masuță. Are lumină la 20 și la 12 volți. Plasă de țânțari. Coadă de motan. Are nod aici. Aici avem pică lumina de afară. O, uite, os. Frumos, ca pe vremuri, făcută, asta pleci cu ea în Ucraina.
Așa. Are și plase de țânțar și parasolar cu sisteme de astea de agățare. Asta e parasolarul și asta e plasa de țânțar la toate geamurile. Aici se încheie singura decolorare, pentru că mânerul de aici nu mai avea când a venit, noi l-am reparat, a intrat așa un pic de stropșeală, dar în rest e totul bați în el. Și pe dedesubt, destul de curat, întreținut. Aici avem o priză de 12V, i-am pus noi, nu a avut, noi am pus baterie, deci are și baterie. Dacă mai puneți un panou solar, aveți autonomie. Scutem și cutia de râs, capacul. Are și drum, avem la 2.30. Sine de la antenă. Aici are o țeavă lungă care iese cu sistemul ăsta în sus, deci poți să-i pui o antenă înaltă, ca pe vremuri. O doză. Soba funcțional, drum avem la 2.30. Totul e funcțional pe ea, mai avem și o priză de 2.30. Aici avem o lampă atașată, n-a fost aici. Aici a fost cândva o baie, deci rulota nu are baie, nu are WC. O toaletă n-a avut niciodată, dar aici pe rama aceasta, uite, se și văd urmele de aici. Așa a avut o băiță mică, care a fost demontată, s-a pus masa aceasta, cu spațiu de depozitare, acolo mai sunt niște lemne și o plasă de țânțari. Sus al spațiu de depozitare, asta nu a fost original al ei, a fost adăugat. Trape, una, două trape, da? Lampa aceasta de 12V am montat-o noi. Deci avem o dată aici, lumina de 12V. Mai avem și dormitor, o să vă arăt imediat. Ok, hai să vedem bucătăria. Bucătăria avem jos, avem separare, Vipart. Și jos de tot. Aici un opritor, ok. Are bidonul de apă. N-a avut pompă, i-am montat. Baterie am pus noi. Tablou de siguranță am montat, adică am refăcut instalația la 12V așa cum trebuie. Aici sunt robinetii de la frigider, sobă, aragaz, toate sunt funcționale. Și prize de 2.30. Sus să deschidem întâi aragazul. Deci aragazul are opritorul aici. Ok, funcționează ochiurile. Și opritorul de la chiuvetă. Chiuveta la fel funcționează. Doar apă rece. Sus avem lumină la 2.30 la bucătărie. Și aici lumina de 12V și aici în spate este ventilatorul, dar momentan am scos siguranța că se ceartă transformatorul cu bateria noastră, aici ventilator, adică hotă. Asta nu știu ce-o fi, un termostat, ce mai am pe aici. Aici un întrerupător. Lumina de cort. Și ventilația de la hotă. Deci are hotă la motoraj la 2.30. Aici avem butoanele de frigider pe electric, 12V și aici pornirea pe gaz a frigiderului. Funcționează frigiderul, probat, frumos, l-am scos, l-am curățat, le-am făcut revizia, congelator mic. Ok, și în spate dormitor. În spate ușile acestea culisante au fost puse de băieții din Germania, au pus să separe cumva dormitorul, deci nu sunt originale, dar sunt ok, culisează. Aici avem o noptieră. Portul de la Trumavent. O priză de 2.30, încă o priză de 12V montată de noi pentru încărca telefonul. Geamurile sunt intacte, de jur împrejur 3 geamuri, deci chiar stai în dormitorul ăsta super luminat. Mai avem aici instalat aici un LED la 12V. Lumina de sus se aprinde de acolo, de la șnuruleț, și e la 2.30. Așteptăm și în dulapuri. Uscat frumos.
ușile vintage și rulota e toată vintage. Aici putem să vedem până în colț. Deci colțul de rulotă, ca pe vremuri. Ok, aici avem un mic vitraliu. Să deschidem și colțul ăsta. Os. Și patul cu saltea mare. Dacă pot să și ridic. Are niște picioare. Okay. Uite cât a spațiu de depozitare. Sub pat. Acolo sunt firele. Uite ce curat arată. Uite cum arată o rulotă din 86. Deci le dă clasă. Dă parte la toate panoramele astea mai noi. Ia. Și atent aici. Pat cu tabliță. Număr de telefon să sunăm. Nu fi fost original patul. Este atașat. Nu știu ce să zic. Deși mocheta e acolo. Nu. E patul ei. Ok. Cam atât despre această rulotă. Destul de mare, ușoară, două zone de dormit, curată, fără infiltrații.